Dragii mei, v-am promis pe pagina de comunitate că vin cu rețeta de pesto de leurdă și iată, am adus-o ca să vă puteți bucura și voi de pasta aceasta atât de aromată. Dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă doresc bun venit, eu sunt Iuliana, postez aici rețete simple pentru familie și prieteni de 2 sau de 3 ori pe săptămână. Rămâi până la final și dacă îți place ceea ce vezi, abonează-te, apasă și clopoțelul pentru notificări, iar YouTube va avea grijă să te anunțe ori de câte ori postez pe canal o rețetă nouă. E foarte simplu să faci pesto de leurdă, sunt doar câteva ingrediente și îți ia maxim 10 minute. Dar apoi poți păstra pesto într-un borcan la frigider și să te bucuri de el câteva zile bune, dacă rezistă atât de mult. Aveți ingredientele acum pe ecran pentru un borcan de aproximativ 300 de grame, pentru că știți voi, legăturile de leurdă nu sunt toate la fel și nici rețeta nu este una foarte strictă. Puteți face pesto din leurdă, din pătrunjel, din leuștean, din busuioc, chiar și din frunze de ridichi, chiar și din ștevie. Din orice fel de frunză din aceasta comestibilă, aromată și care vă place vouă la gust. Dar pentru că astăzi vorbim despre pesto de leurdă, să spunem că avem nevoie de 4 legături de leurdă, 150 de grame de nuci caju am folosit eu, dar puteți să folosiți și nucă românească, puteți să folosiți și migdale, alune de pădure, arahide, orice fel de nuci din acestea uscate. 2 linguri de fulgi de drojdie inactivă, doar dacă vreți să faceți rețeta de post. Dacă nu țineți post, puteți înlocui drojdia inactivă cu parmezan. Mai avem nevoie de suc de lămâie, ulei de măsline, sare și piper după gust. Ce facem cu pesto? Pentru că nu toată lumea îl cunoaște și atunci m-am gândit să vă las aici câteva idei la care puteți să folosiți pesto. Eu cel mai des îl folosesc la paste sau îl mâncăm pur și simplu dimineața întins pe pâine de casă sau pe pâine prăjită, dar îl mai puteți pune și la risotto sau la pilaf, dă un gust foarte, foarte bun, peste cartofii fierți sau peste cartofii copți. Îl puteți amesteca în humus sau în pateul de linte dacă țineți post. Îl puteți folosi la pizza în loc de sosul tomat. Îl puteți folosi ca dressing pentru salate, ori așa simplu cum îl facem noi astăzi, sau îl amestecați cu iaurt. Merge foarte bine și la carne, atât la carne de pasăre, dar și la pește merge foarte bine. Eu am pe blog 3 rețete la care am folosit pesto, fie pesto de leurdă, fie pesto de pătrunjel, și o să vi le las în link-uri la descrierea videoclipului. Dacă doriți să vă inspirați, puteți să accesați link-ul și ajungeți la postarea de pe blog, unde am povestit despre fiecare rețetă în parte. Aici, pe canalul de YouTube, avem videoclip cu pesto de pătrunjel în varianta de dulce, adică cu parmezan. Dacă doriți să vizionați și videoclipul acela, pe vremea aceea nu vorbeam, dar e filmat frumos și cred că o să vă placă și o să vă inspire. Vă las link sus în dreapta și la descriere. Haideți să începem! Rumenim puțin nucile, indiferent de care folosiți, ca să aibă un gust mai intens. Orice nucă își intensifică aroma dacă o uscăm puțin în tigaie, așa trebuie să arate, nu le rumeniți foarte mult. Doar așa puțin cât să se usuce, le lăsăm un minut, două să se răcească. Din leurdă am tăiat capetele acelea mai albe și am tăiat-o așa, doar ca să-mi ajut eu cioperul electric să o mărunțească mai ușor. Așa arată cioperul meu electric, dimensiunea aceasta e potrivită pentru cantitatea de frunze și de nuci pe care o am, dar se cam chinuie săracul. Dacă aveți unul mai mare e și mai bine, sau puteți să folosiți blenderul vertical. Mie, sincer, mi-a fost lene să-l scot din dulap, așa că am preferat să folosesc cioperul mic, cioperul electric. După ce am mărunțit frunzele, pentru că ele ocupă volumul cel mai mare, abia după aceea am adăugat nucile, sare, piper, fulgii de drojdie inactivă și lămâie și ulei de măsline. Sare am adăugat puțin, gust mai târziu și văd dacă mai are nevoie de sare.
Și fulgii de drojdie au puțin un gust puțin sărat și nu vreau să risc să pun prea multă sare de la început. Bun, le-am pus pe toate în chopper, am mixat de câteva ori și cam asta e tot. V-am spus că durează 10 minute pe ceas și am obținut această pastă cu o culoare vibrantă, dar mai ales cu o aromă atât de deosebită. Să știți că e puțin picantă, e puțin iute, are gust de usturoi, firește, că și leurda este usturoi sălbatic până la urmă. O păstrez într-un borcan cu capac la frigider. Să știți că se comportă ca hreanul, adică în timp își mai domolește din arome, așa încât ar fi ideal să terminați borcanul cam în maxim o săptămână. Dragilor, sper să vă placă, sper să vă fie de folos. Dacă încercați rețeta, sper să vă întoarceți să îmi spuneți și mie în comentarii cum a ieșit, cum v-a plăcut, dacă ați făcut-o de post sau de dulce, sau poate dacă ați făcut-o cu alt ceva, cu pătrunjel sau cu busuioc. Până la rețeta viitoare, dragii mei, la revedere și numai bine!